Aș zice să începem cu chestiunea momentului, testele PISA. Eu aș pune problema și altfel. Și interesul copiilor e altul. Sunt preocupați de ceea ce le aduce un folos imediat, de ceea ce le e folositor. Și atunci ei întreabă, de ce mi-ar fi de folos să citesc literatură? Primul rând, ține de climatul, să-i spunem, din familie, cum au fost obișnuiți. Pentru că un copil care căruia îi se citește de mic și îi se inoculează plăcerea întâi de a asculta, de a reproduce și apoi de a citi el singur, nu poate fi comparabil cu un copil căruia nu s-a citit niciodată, care nu are nicio carte în casă și care nici la școală nu e făcut să se apropie de citit și de cărți dincolo de materiile care îi se predau. Deci climatul familial, doi, climatul de la școală, care contează foarte mult, trei, stimulentele care ar trebui să vină prin campanii, prin o politică coerentă la nivel de stat, care să apropie copiii de citit. La târgurile de carte din Franța, copiii vin cu autocare de peste tot, sunt aduși, li se dau niște taloane, niște jetoane care au o anumită valoare să-și cumpere cărți. Sunt învățați cu scriitorii care merg în școli și care le citesc ei înșiși. În Marea Britanie e o tradiție și chiar scriitorii câștigă o pâine bună din asta. Merg în școli de la clasele primare și le citesc copiilor. În primul rând, au contact cu scriitori în carne și oase. Văd că nu sunt niște monștri. Apoi înțeleg ce înseamnă o carte. Pentru că acești autori vin cu cărțile lor. Apoi vin actori de asemenea în școli care citesc. Sunt lucruri care au o tradiție în Occident și care sunt făcute temeinic. La noi, dincolo de marile centre urbane, ce se întâmplă? În România profundă sunt orașe mici în care nu mai există nici librărie. Bibliotecile? Există? Mai există biblioteci sătești? În multe locuri nu există. Nu e încurajat cititul în România. Dar cum i-ați explica unui copil de 12 ani de ce să citească romanul acesta sau acesta, cu ce l-ar ajuta? În primul rând, un copil poți să-l faci să îndrăgostească de un personaj. Să încerce să identifice cu acel personaj. Apoi sunt lucruri de viață care se găsesc în cărțile de ficțiune. Și copilul poate găsi niște răspunsuri, poate găsi niște problematici la care nu s-a gândit. Există foarte multe modalități prin cărți să-i faci să se apropie de citit. Care au fost cărțile care au mers cel mai bine la Târgu Gaudeamus din cărțile de literatură, de beletristică publicate de Humanitas? De Humanitas Fiction. De Humanitas Fiction. Păi v-am adus aici topul. La Gaudeamus am avut două titluri pe care am mizat ca bestselleruri. Două titluri de ficțiune care în același timp
nu sunt numai titluri vandabile. Sunt titluri de literatură adevărată. Unul este Brisbane, nou roman al lui Evgeni Vodolaskin, care de fapt a avut cele mai bune vânzări pentru editura Humanitas Fiction. Apoi acesta a fost urmat de o mică bijuterie literară a lui Erich Emanuel Schmidt, Doamna Pilinska și Secretul lui Chopin. Tot la acest Gaudeamus s-a nimerit, a fost și voit ca, să spunem, tematica celor mai vândute prime trei cărți să fie legată de muzică, cuvântul și muzica. Brisbane are ca personaj central un interpret de chitară clasică care constată la 50 de ani că are Parkinson. Asta îi schimbă complet viața. Iar temele lui Vodolaskin sunt teme general umane pe care le regăsim în tot alt context ficțional în capodopera lui Laur, în romanul care i-a urmat, Aviatorul, și bineînțeles în Brisbane. De asta am și scris pe coperta a patra că cele trei romane ar putea să formeze o trilogie fără să fie declarate o trilogie de autorul lor sau de critica literară, pentru că ele vorbesc despre timp, vorbesc despre iubire, vorbesc despre viață, despre moarte, despre tragedii, cum poți să ieși dintr-o tragedie în viață, să continui. Și am constatat că, fiind literatură înaltă ceea ce face Evgeni Vodolaskin, a reușit să prindă la publicul din România. Iar romanul lui Brisbane este un long seller, de asemenea Aviatorul, și iată acum Brisbane s-a aflat pe primul loc la Gaudeamus, a fost publicat la mijlocul lui octombrie. Apoi Erich Emanuel Schmidt e un autor pe care îl simesc foarte mult. El reușește pe spații reduse să vorbească tot despre marile teme și prozele lui sunt proze strălucite. Nu degeaba a studiat și are un doctorat în filozofie și de asemenea a făcut și conservator. În Doamna Pilinska și Secretul lui Chopin, personajul principal e un alter ego al autorului, un Erich Emanuel, care, fiind la Ecole Normale Supérieure și cântând la pian, își dă seama că există un mare compozitor de care nu se poate apropia pentru că nu-l înțelege. Acesta-i Chopin. Și apelează la o poloneză, o profesoară de pian în vârstă, faimoasă, să-l învețe. Și el trimite să asculte cântecul și limbajul păsărilor în jardin de Luxemburg, să asculte zumzetul broaștelor, să urmărească mersul unui păianjen pe fir. Și spune că, de fapt, ca să poți să-l cânți pe Chopin, să-l interpretezi la pian, ai nevoie de o mare înțelegere a vieții, a dramelor ei, și în același timp trebuie să ai o mare iubire pentru cuvinte. Muzica și cuvintele amândouă te apropie prin simțuri, te apropie de
ceea ce înseamnă esența vieții. De fapt, e și ideea lui Evgeni Podolaschin din Brisbane. Și iată doi autori complet diferiți, din două zone diferite, nu? Unul din Rusia, altul din Franța, care ajung la același numitor comun. Ce înseamnă muzica și ce înseamnă cuvintele în viața noastră, cea de toate zilele. Că de fapt despre asta e vorba. Iar a treia carte se numește chiar Pianistul și a fost scrisă de un mare pianist polonez, Vladislav Spielmann. A făcut un celebru film, nu? După această carte, Roman Polanski, în 2002, cu Adrian Brody în rolul principal, a luat atâtea premii. E vorba despre ghetoul din Varșovia. Perioada este 1939-1945 și subtitlul este Amintiri din Varșovia. E o carte esențială, o carte care în momentul de față, deci a fost publicată întâi în 1946 de Spielmann, imediat, nu, după război, când avea proaspăt în minte tot coșmarul prin care a trecut acest mare pianist, când nemții au intrat în Polonia, el cânta Chopin la Radio Polonia. Apoi a trecut prin ghetoul din Varșovia, printr-un joc al norocului și al întâmplării, un capo, deci un polonez care era polițist în gara din Varșovia, unde toți ai lui au fost îmbarcați pentru Treblinka, l-a ascuns pentru că l-a recunoscut că e marele pianist. Și apoi, după ce ani de zile a trăit printre dărâmăturile Varșoviei, a fost descoperit de un ofițer neamț, Wilm Hosenfeld, care l-a salvat. L-a salvat și îi cânta la pian. Și cartea asta, care în anii 2000 a fost tradusă peste tot în lume, atunci a apărut prima oară și la Humanitas, într-o traducere din limba engleză. Ediția aceasta este ediția publicată de fiul lui, cu prefața fiului lui. Și ce are ea în plus? Are fragmente din jurnalul acestui ofițer neamț care a salvat mulți evrei, nu numai pe Spielmann, și care a fost executat la Stalingrad, luat de ruși și dus acolo și 8 ani mai târziu, după război, a murit în chinuri. În anii 1950, Spielmann, care era din nou mare interpret, iar îl puteai auzi cu marile orchestre ale lumii și la Radio Polonia din nou, a început să-l caute și s-a dus până și la șeful NKVD-ului din Polonia ca să depună mărturie ce a făcut acest ofițer. Bineînțeles că era deja în Rusia de mult și n-a putut să-i dea de urmă. Până la urmă a mers la familia lui. Cartea de asemenea are o posfață extraordinară scrisă de un poet, Rolf Biermann, o posfață care se intitulează O punte între Vladislav Spielmann și Wilm Hosenfeld, text alcătuit din 33 de părți. E un text din fragmente poetice care vorbesc despre coșmarul acestui mare pianist, distrugerea Varșoviei, ce a însemnat ghetou, exterminările, holocaustul și legătura lui cu acest ofițer care a salvat evrei. Și se termină foarte frumos acest omagiu pe care îl aduce Rolf Biermann.
Spune așa, la Yad Vashem, în locul cel mai de seamă al memoriei evreilor uciși, se află aleea celor drepți. Acolo sunt plantați copaci, câte unul pentru fiecare neevreu care a salvat evrei în perioada Holocaustului. Lângă fiecare copac, în pământul pietros, sunt înfipte tăblițe cu numele gravate ale acelor eroi. Cine intră în muzeu trece pe lângă mii de asemenea tăblițe. Îmi dau silința ca peste puțin timp să apară acolo și un copăcel pentru capitanul Hosenfeld udat cu apă din Iordan. Cine îl va planta? Vladislav Spielmann, ajutat de fiul său, Andrei. Pentru odată o mărturie la cald. El a scris în 46 Spielmann cartea despre ghetoul din Varșovia, deci e o mărturie pentru istorie foarte importantă. Apoi, cartea ca literatură. E scrisă concentrat, cu mare intensitate poetică. Literatura adevărului, am putea spune despre această carte. Apoi, povestea în sine, ororile care se întâmplă ei aici, dar care nu te îndepărtează, căci limbajul, prin intensitatea lui, te apropie. Toate lucrurile astea fac din cartea Pianistul o carte de căpătâi, o carte care acum are un mare reviriment în lume. Te ajută să nu uiți, iar pentru cei tineri și foarte tineri e important să afle de la un martor a ceea ce s-a întâmplat, care nu avea, în momentul în care a scris, în 46, nicio miză de niciun fel adiacentă care să-i denatureze adevărul pe care îl spune. Și sunt foarte bucuroasă că, publicând această carte pentru prima oară tradusă din limba poloneză și în noua ediție cu jurnalul lui Hosenfeld, bucăți, fragmente din jurnalul pe care el a apucat să-l trimită acasă în 44, dacă l-ar fi prins nemții lui, l-ar fi omorât pe loc, și cu posfața lui Birman. Și sunt bucuroasă că se vinde foarte bine, că iată o astfel de carte e în topul vânzărilor de la Humanitas Fiction. Dumneavoastră sunteți un fel de maestru care ne conduce cumva, ne arată care sunt cărțile bune, și Humanitas publică de multe ori cărți care nu sunt chiar vandabile, dar sunt valoroase. Dați-mi câteva exemple din romanele care vă sunt dragi și care nu au fost neapărat bine vândute, dar care ar putea să fie mai bine vândute. Da. Știu că și dumneavoastră vă place mare scriitor, care de altfel a luat și premiul Nobel pentru literatură. Este vorba de G.M. Coetzee, scriitor sud-african care a fost obligat să părăsească Africa de Sud și care acum este profesor emeritus la Universitatea Adelaide din Australia. Coetzee este un scriitor de nișă, chiar dacă a luat premiul Nobel, continuă să fie în felul acesta, iar eu continui să-l public. Chiar în ultimii ani am publicat primele două romane din trilogia lui cu Copilăria și Tinerețea lui Isus. Și la anul voi publica Moartea lui Isus. O trilogie care e o distopie, de fapt. Ce se întâmplă cu un copil straniu într-o postlume, într-un ținut,
unde oamenii sunt vărsați de peste mare și unde există o limbă ciudată care se apropie de spaniolă și unde oamenii sunt foarte ciudați și unde presiunea nu este orwelliană cu un Big Brother, nici prin inducerea unei false apatii ca la Huxley, ci e o lume în care frica e continuă, însă nu se specifică de ce. Poate să fie lumea noastră viitoare. Ați publicat și scriitori americani, în, totuși, în literatura americană, să spunem, cea mai importantă în ultimele decenii. Cam, care au fost ultimile apariții? Chiar la Gaudeamus am publicat mai mulți scriitori americani. În primul rând, sunt bucuroasă că am început să-l public pe James Salter. E unul dintre marii romancieri, de talia lui Philip Roth, spre exemplu. Și am început cu ultimul lui roman. A murit în 2015. Ultimul lui roman, Tot ce este, All That Is. E romanul singurătății. Personajul lui Philip Bauman, printr-un noroc, reușește să scape dintr-un vas incendiat în apropiare de Okinawa. Și apoi mai reușește să adapteze la lumea de după război, după cel de-al doilea război mondial. Și viața lui e un gol care se lărgește, se lărgește, chiar dacă ajunge editor, iubind cărțile, publică cărțile care îi plac, chiar dacă trece din femeie în femeie și care, la un moment dat, trecând printr-o dramă, ajunge să-și dea seama că singurul lucru care contează e iubirea și că totuși mai poate să iubească. În 2019, care au fost cele mai vândute cărți pe tot anul? Văd Hulbeck, Fica ceasornicarului, Alchimistul văd că se vinde de 20 de ani foarte bine. Cea mai vândută carte, Tatuatorul de la Auschwitz. Iată, publicul cititor din România e preocupat de ceea ce s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial. E preocupat de și de ororile pe care le-au făcut nemții și de ororile pe care le-au făcut comuniștii, pentru că am ca titluri cele mai bine vândute titluri e Tatuatorul, sunt Tatuatorul de la Auschwitz de Heather Morris. Pot să dau și cifrele vândute până în prezent, 31.000 de exemplare. Apoi ororile făcute de comuniști. Zuleiha deschide ochii, de Gyuzel Yahina. Aici, în prima, avem, bineînțeles, Auschwitz-ul, în cea de-a doua carte, avem Siberia. Tot printre cele mai bune vânzări se numără Serotonina, de Michel Houellebecq. Cred că e cartea emblematică a zilelor noastre. Dacă vrei să înțelegi Occidentul, citești această carte. Dacă vrei să înțelegi omul actual, citești acest roman. Dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă politic în lumea occidentală, citești acest roman. Dacă vrei să înțelegi care sunt angoasele lumii postindustriale,
lumii marilor monopoluri, marilor societăți de astăzi, însingurarea lui, disperarea lui, într-un fel pesimismul omului actual, citești Serotonină. Dacă vrei să te îndrăgostești de mari cărți din literatură, le găsești în Serotonină. Știți, Serotonină e un roman care a trezit în România cea mai mare dezbatere pe o carte de ficțiune. Unii, și mă număr printre ei, o laudă și suntem seduși de ea, alții o înjură cât în cape. Și asta, fenomenul ăsta s-a văzut și în presa scrisă, și pe Facebook, pe bloguri și așa mai departe. Eu îl consider că e cel mai mare scriitor francez în viață. Și Serotonină chiar e cartea emblematică a omului nou.